Dăm pentru detalii la interior, putem ridica capota, putem deschide ușile. Și de asemenea putem să intrăm în vehicul și să testăm care este nivelul pe care îl percepe clientul final de pe scaunul șoferului, de pe scaunul pasagerului, în static sau în dinamic. Mai departe vă propun să vedem și un alt tip de caz de utilizare, mai sofisticat, care forțează calculatoarele până la limita lor. Da? Deși discutăm de clustere grafice, high power computing. Aici avem un scenariu în care evaluăm prestația retroviziune în oglinda laterală, putem să observăm dimensiunea unghiului mort. De asemenea, putem să evaluăm nivelul de deformație al imaginii. Majoritatea dintre noi știm, cunoaștem alerta care este scrisă pe oglinzi în anumite țări în care exportăm. Obiectele din oglindă sunt mai aproape decât par. De asemenea, pe același tip de scenariu, putem să evaluăm și o altă prestație, cea de reflexie. Și în cazul de aici putem să vedem cum planșa de bord se reflectă în parbriz, în principal la trecerea de la lumină solară directă la întuneric și invers. Astfel, o parte a observat că momentul cel mai defavorabil este cel în care intră în tunel. Iată un time freeze al acestui moment. Iată. Mulțumesc.